Madam Chair, dear colleagues, thank you so much for the invitation to speak after President Cordeiro. Now I'll switch to Romanian, so I'll use my language to present briefly the content of my intervention. În primul rând, doresc să mulțumesc în mod special președintelui Comitetului European al Regiunilor, domnului Cordeiro, pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în redactarea acestei opinii și pentru faptul că domnia sa, în calitate de președinte al Comitetului European al Regiunilor, a adus valoare adăugată acestui subiect atât de important pentru viitorul nostru, politica de coeziune. Politica de coeziune a Uniunii Europene are o profundă semnificație politică. De ce? Pentru că viitorul Uniunii Europene depinde de viitorul politicii de coeziune. Politica de coeziune este acel lipici care ține unită Uniunea Europeană. Și pe bună dreptate se pune întrebarea, ce fel de Europa ne dorim pentru viitor? Ne dorim o Uniune Europeană în care decalajele de dezvoltare dintre regiuni și țări să se adâncească? Sau dorim o Europa în care aceste decalaje să se diminueze? O Europa coezivă în care să avem un minim standard de calitate a vieții în fiecare colț al Uniunii Europene, oferind posibilitatea fiecărui cetățean european să se bucure de o calitate a vieții. O Europa în care nimeni să nu fie uitat, nimeni să nu fie abandonat. O Uniune Europeană fără o puternică și susținută politică de coeziune înseamnă începutul sfârșitului Uniunii Europene, a păcii, libertății și a democrației pe continentul nostru. De aceea spun că această politică nu este doar o simplă politică, este o politică de importanță majoră pentru prezentul și viitorul Uniunii Europene, este o politică, repet, ce are rolul de a avea dimensiunea structurală, de a schimba din temelii Europa noastră în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Produce rezultate în teren actual a politicii de coeziune? Răspunsul este categoric da. Și este suficient să ne uităm în fiecare colț al Uniunii Europene să vedem rezultatele coeziunii în autostrăzi, în școli, în spitale, în creșe, în grădinițe, în parcuri, în centre de excelență, în cercetare, în universități. Asta înseamnă că este perfectă. Departe de mine acest gând. De aceea această opinie, pe de o parte, își propune să consolideze ceea ce este bun și de asemenea să îmbunătățească ceea ce este necesar, așa cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Acum, ce trebuie în mod obligatoriu să păstrăm din actuala politică de coeziune? În primul rând trebuie să păstrăm principiile ei fundamentale, care reprezintă ADN-ul politicii de coeziune. Și anume, modelul de gestiune partajată, guvernanța pe mai multe niveluri, principiul parteneriatului și abordarea teritorială localizată a politicii de coeziune. Sunt obligatorii să fie păstrate. De asemenea, este obligatoriu să păstrăm o politică de coeziune pentru toate țările și regiunile Uniunii Europene. Și în țările mai avansate ale Uniunii Europene avem zone de sărăcie, iar tranziția verde și digitală, ca să mai vorbim de tranziția bazată pe domeniul minier, aceste tranziții sunt necesare de a fi susținute cu bani din coeziune în fiecare colț al Europei. În al treilea rând, bugetul total al politicii de coeziune în perioada de după 2027 ar trebui să fie cel puțin echivalent cu cel aferent perioadei 2021-2027, inclusiv finanțarea suplimentară din REACT-EU în termeni reali, în timp ce componenta de cooperare teritorială europeană ar trebui să reprezinte cel puțin 5% din suma totală. Acum, ce nu trebuie să fie politica de coeziune după 2027? 1. În mod obligatoriu nu trebuie să fie o politică fragmentată. În al doilea rând, nu trebuie să fie transformată politica de coeziune într-un bancomat de bani utilizat pentru situații de urgență. Da, avem urgențe, COVID, război, dar pentru asta trebuie să avem un mecanism special pentru situații de urgență în cadrul Uniunii Europene și să nu folosim banii de coeziune care sunt necesari pentru alte scopuri de lungă durată ca și politică de investiții pe termen lung a Europei. Deci, avem nevoie de aceste resurse financiare suplimentare pentru a nu afecta pe fond conținutul politicii de coeziune. De asemenea, nu trebuie să centralizăm politica de coeziune și să distrugem ceea ce s-a câștigat prin recentralizare sau renaționalizare a politicii de coeziune care ar distruge efectele benefice ale acesteia. Ce trebuie să fie îmbunătățit?
În primul rând, așa cum a spus și președintele Cordeiro, simplificare. Reguli mai puține, mai scurte și mai clare. În al doilea rând, să învățăm din experiența altor fonduri europene. Facilitatea de reziliență poate fi un exemplu, dar nu trebuie să înlocuiască politica de coeziune. În al treilea rând, o mai bună comunicare a politicii de coeziune. Nu trebuie să ne asumăm doar noi beneficiile politicii de coeziune ca și primar, președinții Consiliului Județene, ci dimpotrivă să arătăm că în fiecare proiect concret în Europa, banul european face diferență în regiunile noastre. În al patrulea rând, mai multe sinergii în cadrul bugetului Uniunii Europene. De asemenea, și închei cu aceasta, trebuie să transformăm principiul Do No Harm Cohesion, a nu aduce prejudicii coeziunii, dintr-un principiu reactiv, care este în acest moment și defensiv, într-un principiu dinamic și ofensiv, pentru a arăta tuturor politicilor europene că această politică de coeziune trebuie să fie regăsită în fiecare altă politică europeană.